împotriva celor care ne conduc la ora actuală. Dumneavoastră îi apelați în continuare pe loc să o ce să rezolvați dosarele. Da. Ce faceți? Rezolvați dosarele corupților din țara aceasta, nu vă ocupați de noi. Cum a venit prefectul, cum a sărit de noi? Trebuie să executați niște ordine ale unor politruci care au vândut această țară. Atunci o să stăm și noi la Brăzană. Hai să mergem. Unor focalari care conduc țara. Mergem la secția 1, mai bine ne împrăștiem de acum, că va fi mai rău. Deci am fost amenințați, deja. Că dacă ajungem la secția 1, adică ar fi bine să n-ajungem la secția 1, să ne împrăștiem de acum. Băi, fraților, stați mai apropiați aici, haideți încoace. La procuratură, nu la secția 1. Haideți încoace, grupați. Veniți mai încoace. Păi, obligatoriu. Ce e asta? Vor să bage frica în noi? Asta vor să facă și asta vor să facă. Asta e soluția. Dar nu există așa. Asta este tehnica, loc de atâta. Păi mă transform în asasin plătit dacă ești. Eu mor câte unul, câte unul, dacă nu faci mașină. E, n-am voie, păi, dar asta deja este... Ce apărare? Ei cu arme și cu arme pe stradă. Dar nu rezolvă nimic așa. E un genocid la care noi n-avem drept de apărare. Cred că e tuturor foarte clar că trebuie să ne radicalizăm în Brașov. Cred că este tuturor foarte clar. Rezolvim mai mult. Mohaci, să-și dea demisia pentru ce a făcut în seara asta. Mohaci, demisia. Dacă nu mă luăm noi.